genul programului Pamflet. Nimeni nu ne știe sărăcia și necazurile mai bine decât noi înșine. Dar când apare și o analiză făcută de specialiști care confirmă situația, e ca și cum am primi o etichetă iar capacul s-ar închide ermetic, ștergând orice șansă de redresare. Potrivit unor calcule făcute de Ziarul Financiar pe baza statisticilor Eurostat, un român cu salariul mediu al doilea cel mai mic din Uniunea Europeană, după Bulgaria, își poate cumpăra 28 de coșuri cu alimente din salariul lunar, în timp ce un polonez 50. Aveți curajul să întrebați câte poate un german? Poate, pentru că el are un salariu mediu net de 5 ori mai mare decât al unui român. Dar venitul lunar al unui european occidental nu face singura diferență. Puterea de cumpărare scăzută face ca aproape o treime din cheltuielile unei gospodării din România să fie reprezentate de alimente și băuturile non-alcoolice. După această pondere, România se situează pe primul loc în Europa. Prin comparație, o gospodărie din Marea Britanie alocă mai puțin de 9% din venituri pe alimente, iar una din Norvegia 12%. În situația în care o mare parte din venituri merg pe mâncare, alături de utilități și transport, sumele rămase pentru răsfăți, precum vacanțe sau pentru educație și sănătate, sunt foarte mici. Și cum la omul sărac nici boi nu trag, suntem beneficiarii și altor inegalități. De exemplu, prețul unui bilet de avion în România are un cost mediu de $12 pentru fiecare 100 de kilometri călătoriți, potrivit unui studiu al unei agenții europene de turism. Asta înseamnă de două ori mai mult decât în Portugalia, unde un bilet costă în medie $6-7, fiind urmată de Suedia și Bulgaria. Să ne consolăm cu ideea că la coada clasamentului stau țările din nord-vestul Europei, precum Finlanda, Olanda și Belgia sau Danemarca. Ce salarii au însă acești cetățeni e o informație care contează. La nivel global, pe primul loc în ceea ce privește costul unui bilet de avion este India, $3 la 100 de kilometri, iar cele mai scumpe călătorii cu avionul sunt vândute în Emiratele Arabe Unite. Ori noi nu suntem nici unii, nici alții și nici nu ne dorim. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu sunt, cele bune!